Domnul Radu Melu s-a anunțat, vă rog, Radu Melu, coordonator WWF România, cunoașteți foarte bine organizația. Bună ziua, pentru clarificare, coordonatorul echipei de păduri de la WWF România. Vă mulțumesc pentru invitație, mulțumesc domnul Ciucunel, în ciuda faptului că știți din grupul de lucru că am avut și anumite poziții, să zic, nu chiar de comun acord. Apreciez tot ce se întâmplă în ansamblu în aceste zile și apreciez ce se întâmplă și astăzi aici la această masă. Organizația noastră a făcut parte din grupul de lucru pentru regulamentul de vânzare a masei lemnoase. Și am considerat întotdeauna, pentru că este vorba de lemnul național, vorbim despre lemnul de stat, aparținând statului român, am considerat întotdeauna că acest lemn este o resursă națională și ca o resursă trebuie să fie considerat o resursă și nu un produs finit. Astfel încât, fiind o resursă, acesta are destinația de a genera profit pe orizontală, are obligația de a crea locuri de muncă, are obligația acest lemn să întoarcă înapoi proprietarului, respectiv statul român, cât mai mult posibil. Considerăm că lemnul acesta trebuie destinat cu precădere celor care întorc cel mai mult proprietarului. Nu este nimic anormal în această abordare, din punctul nostru de vedere. Și tocmai de aceea considerăm că trebuie să aibă loc valorificarea acestui lemn, așa cum prevede și codul silvic în superior. Valorificarea superioară generează prelucrarea superioară a acestui lemn. Și astfel putem să ne îndeplinim niște criterii pe care le-am stabilit în codul silvic. Pentru aceasta este nevoie, în primul rând, să putem să sortăm acel lemn în sortimente definitive și în sortimente, pardon, astfel încât să poată fi destinat fiecare lemn pentru societatea, pentru destinația pe care o are el. Nu este, din punctul nostru de vedere, în beneficiul statului, respectiv al proprietarului de lemn, să se vândă lemnul doar pe criterii de preț, fără să se țină cont și de alte aspecte. Într-o altă ordine de idei, considerăm că, și asta apropo și de subiectul care s-a discutat ieri, și anume acela de a arunca un ochi și în afară, considerăm că nu este normal să se pună o piedică la volumul de lemn care să poată fi comercializat la drum auto. Considerăm întotdeauna că fiecare administrație silvică trebuie să-și hotărască singură cât scoate la drum auto și nu este normal să se stabilească într-un HG acest lucru. Considerăm că toate economiile dezvoltate, forestiere, vorbesc din Europa, pentru că de asta am spus aruncăm un ochi dincolo, tind către valorificarea lemnului la drum auto. Totodată, considerăm că cei care lucrează în exploatări forestiere, la rândul lor, trebuie să renumerați corect. Și poate că aici este problema și aici ar trebui să lucrăm mai clar asupra acestor norme, asupra acestor prețuri care se înaintau până în momentul de față. Înțeleg că există o deschidere din partea tuturor vis-a-vis de acest subiect, să poată satisface și nevoia celor care lucrează în exploatări forestiere. Și cu asta nu vreau să se înțeleagă că avem ceva împotriva membrilor ASFOR, nici pe departe. Din contra, dorim o dezvoltare, însă considerăm că această resursă națională trebuie să ajungă prioritar la cei care întorc cel mai mult înapoi proprietarului și să se valorifice superior această resursă. Vă mulțumesc! Da, mulțumim și noi. Este corect punctul dumneavoastră de vedere, dar eu vreau să vă asigur că și dezvoltarea societăților comerciale are un element natural în ea. Și vreau să vă informez, domnul Melu, că multe din întreprinderile forestiere de prelucrare primară a lemnului, care fac debitare de bușteni, au început să producă panouri din lemn masiv, produc semifabricate cu prețuri foarte bune care se vând la export, produc elemente de șarpantă care se vând ca elemente de șarpantă. Deci această preocupare de a crește valoarea adăugată există la acest nivel. Eu nu pot să-l împiedic pe cel care este în industrie sau nu pot să-l dezavantajez într-o relație cu un mobilist, după părerea mea. Aici avem discuții cu mobiliștii. Noi considerăm că ei nu au, mobiliștii, un drept în plus față de noi, pentru că valoarea adăugată punem și noi. Mobilistul poate să ia de la noi și să continue
să pună valoare adăugată. A întoarce mobilistul, domnul Melu, și domnul Egri nu este aici, dar vă spun, a întoarce mobilistul acum la a-și face el cheresteaua, la a-și usca el cheresteaua, îl ducem în situația de a fi mai puțin profitabil decât este astăzi, când cumpără cherestea uscată. Timpii acestea de producție sunt timp care trebuie finanțat și care costă foarte mult. El, prin acest regulament, mobilistul, la articolul 60, este obligat ca tot ceea ce cumpără fasonat la drum auto cu preț de APV să proceseze el însuși, să-l debiteze. Și mobiliștii nu o să-i vedem să vină să cumpere, să proceseze. Dacă nu face asta, prin hotărârea de guvern, va fi considerat lemn procurat ilegal cu toate consecințele, confiscare și caz penal. Deci, e posibil să complicăm lucrurile pentru mobiliști mai mult decât să le simplificăm pentru ei. Vă rog. Da, o replică foarte scurtă. Eu n-am folosit termenul de mobiliști. Eu m-am referit la cei care aduc plus valoare și nu am exclus de aici alte categorii de producători. Deci pe mine și noi care reprezentăm societatea civilă ne interesează ca lemnul valoros să ajungă la cei care pot să aducă plus valoare. Nu suntem reprezentanții Asociației Mobiliștilor și aș vrea să nu ne luați ca atare. Deci noi suntem reprezentanții societății civile și considerăm că într-adevăr valoarea trebuie direcționată către cei care aduc plus valoare, fie că sunt sau nu membri ASFOR. Nu avem nimic împotriva acestei idei. Corect. Eu vă rog să vă uitați în revista aceasta care o vedeți prin sală. Avem acolo rezultatele economice ale anului 2014-15-16. O să vedeți că industria de prelucrare primară are o cifră de afaceri de peste 13 miliarde de euro, de lei, pardon, iar Mobila o cifră de afaceri de 9 milioane, în care intră și Johnson Control, cei care fac tapiserii pentru Dacia și care au cea mai mare cifră de afaceri din industria mobilei. Și n-au nicio legătură cu lemnul acestea. Deci lucrurile trebuie privite cu foarte mare obiectivitate, astfel încât să nu cumva să degenerăm. Ăsta este semnalul pe care îl tragem noi. Să nu cumva să ne blocăm pentru că nu vom putea exploata cele 18 milioane de metri cubi, să nu cumva să ne blocăm că Mobila primește niște avantaje pe care nu le poate utiliza.